În vis la mine se făcea că era planeta mami. Da. Și cineva a trimis pe un astronaut. Da. Cu o licoare de aia verde, mami. Da. Și i-au trimis în spațiu. Și ei au aterizat pe pământ, mami, și au dat cu licoarea aia. Și urma a dat foc. Și urma pământul tot ardea și oamenii toți țipa: ajutor. Pocăiții nu, mami. Ei stăteau la porți. La porțile lor, mamaia lui Silvia cu familia lor, era și fratele Are și sora Stella, mamaia cu familia ei, fratele Danica cu Cristinela, acolo venea și Cristinela la poarta lui cu familiile lor, eu cu tine, cu familia mea, și era și mamaia din Italia. Și toți zâmbeam spre cer, mami. Noi nu strigam ajutor. Noi zâmbeam spre cer, acolo. Și eu m-am trezit, nu am văzut pe cine, spre cine zâmbeam. Adică priveam spre cer și zâmbeam? Da, zâmbeam așa. Uh-huh. Adică eram fericiți, nu? Da, eram fericiți. Uh-huh. Și pământul se zdrăcina, adică se spărgea. Uh-huh. Și o grămadă de foc era în jurul la oameni, dar casa noastră, casele noastre, am uitat să zic, erau, cum se numește, casele la pocăiți, erau bine, așa, le ferea Dumnezeu de foc. Ele erau în siguranță, dar casa la lume, la mami... La oamenii din lume? Da, și pe nenea l-am văzut și pe el că striga ajutor. Și nena? Da, și nena, și casa nu era în plăcă. Și casa lui Nenicu? Da. Să ne rugăm mai mult, mamă, pentru ei. Nu plânge, iubirea mea, nu plânge, că ne vom ruga și Domnul Iisus va lucra, mami. Nu plânge, îngerul mare. Nu, nu se va duce nenea în ea, dacă noi ne vom ruga, Domnul va aduce și la pocăință, mamă. Asta iarba, asta tot, și noi eram în siguranță. Casele noastre nu la foc, la toți la foc, și la noi pocăiții nu la foc. La noi era bine, toate familiile sunt în afară de cei din lume. Și mama și Maria și familia lor strigau ajutor, ca să ne raflăcă. Și da, m-am trezit și nu mai am apucat să văd spre cine. Uite.